Trăim vremuri fără de precedent și programul din această zi va fi puțin diferit de ceea ce facem noi de obicei. Va fi puțin mai scurt, vom face o scurtă rugăciune, după care rog pe Paul să cânte câteva cântări spre lauda lui Dumnezeu și după aceea voi aduce un scurt mesaj pentru biserica noastră. Este puțin interesant să fie biserica goală, dar știm că cei care sunt pe internet ne pot asculta. Așa că am zis pentru câteva minute, câteva secunde să ne plecăm capul înaintea lui Dumnezeu și să cerul Dumnezeu ca tot ceea ce facem aici să fie spre lauda, gloria și onoarea numelui Său. Amin. Doamne, îți mulțumim că ești prezent în această zi, îți mulțumim că Duhul Tău este prezent, am venit să ne închinăm înaintea Ta, am venit să facem voia Ta, am venit să Te lăudăm pe Tine din toată inima și din tot sufletul, Doamne. Dă-ne putere, Dumnezeule, și lasă Duhul Tău ce-o sunt peste noi, Doamne, ca ceea ce facem aici să fie spre gloria numelui Tău, Doamne. Îți mulțumim că ești cu noi și vei fi cu noi în continuare, de aceea Te binecuvântăm și Te preamărim, Doamne. Îți mulțumim. Amin. Mâna Ta, Doamne,
sprijin, un ajutor ce nu lipsește niciodată nevoi. El este locul meu de scăpare, cetățuia mea, care mă încred. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Ce ar veni, pe brațul tău voi fi, ești cu mine mereu. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi. Când mă va chema, îi voi răspunde. Emanuel, eu sunt Dumnezeu. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi. Ești cu mine mereu. O mie să cadă la dreapta ta, dar vei privi cu ochii răsplătirea celor răi, dar de tine nu se va apropia. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu. Orice ar veni, pe brațul tău voi fi, ești cu mine mereu. Și cum am spus și la început, trăim vremuri fără de precedent și cred că niciunul dintre noi nu și-ar fi putut închipui acum o lună ce întorsătură poate să ia lucrurile. Poate acum o lună făceam planuri de vacanță și ne-au reușit să ajungă în vacanță. Făceam planuri ce facem pentru spring break, făceam planuri ce vom face în vara aceasta și într-o săptămână, două săptămâni lucrurile s-au întors, cum pot să spun, aproape pe dos. În urmă cu o lună puteam să mergem la shopping, liniștiți, puteam să mergem everywhere și acum suntem acasă. The state of Oregon in Washington are shelter in place. Și în ultimele două săptămâni când am stat acasă, duminica, în loc să venim la biserică pentru că nu ne mai putem întâlni, am ascultat mesaje și ne-am întărit, cel puțin pe rostul m-am întărit din Cuvântul lui Dumnezeu. Și totdeauna mi-am mers gândul aici când ne întâlneam împreună, când puteam să avem părtășie împreună și eu cred că Dumnezeu va duce din nou timpul ca să ne împărtășim din nou împreună, ca să putem să avem părtășie împreună, să ne putem bucura în cântare, să ne putem bucura în rugăciune, să ne putem bucura în predicarea Cuvântului Dumnezeu. Săptămâna aceasta este o săptămână extraordinară pentru că sărbătorim duminică intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, iar de duminică într-o săptămână vom sărbători Paștele. De aceea în această zi aș vrea să citesc textul care este legat de intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, Luca 19, de la versetul 28 până la versetul 44. Luca 19, de la 28 până la versetul 44. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntre numit al măslinilor,
Iisus i-a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegat, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânul lui le-a zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei i-au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și l-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorușul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii din farisei, din orod, i-au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți uceniții. Și el i-a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și i-a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni vremuri peste tine când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Ți se vor face una cu pământul. Pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău, nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Haideți puțin să primim la Cuvântul lui Dumnezeu în această după-amiază, să vedem ce putem învăța din acest text. Este un text care este citit în fiecare an, cu o săptămână înainte de Paște. Este un text care este arhicunoscut de toți dintre noi. Și aș vrea să spic cu niște idei care nu vreau să spun că acestea sunt numai ideile pe care le prezint acest text, ci ceea ce am învățat din acest cuvânt studiindu-l mai în adânc. Unul dintre lucrurile sau una dintre ideile pe care aș vrea să le desprindem din acest text este că noi ca și oameni al lui Dumnezeu suntem chemați ca întotdeauna să facem voia lui Dumnezeu. În orice situație am fi, oriunde am fi, în orice împrejurare ne-am afla, chemarea noastră este ca să facem voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a fost foarte meticulos în ceea ce a făcut El. Totdeauna când a făcut ceva, a făcut ca să facă voia lui Dumnezeu. Textul care l-am citit ne vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos, înainte ca să se îndrepte spre Ierusalim, înainte ca să meargă la Ierusalim, le spune ucenicilor ca să meargă înaintea lui și să îi dezlege un măgăruș. Că atunci când va intra în Ierusalim, să intre pe un măgăruș. M-am întrebat oare de ce a făcut Domnul Iisus Hristos lucrul acesta și mi-a venit în minte cuvântul lui Dumnezeu din Zaharia 9:9 care spune în felul următor: saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, drept și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Textul din Zaharia ne descrie exact felul în care Domnul Iisus Hristos urma să intre în Ierusalim, adică pe un măgăruș. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în multe ocazii căci Domnul Iisus Hristos urma sau urmărea să facă voia Tatălui Său, adică voia lui Dumnezeu. În Ioan 4:34 îi se spune: am venit să fac voia celui ce m-a trimis. De două ori din nou în aceeași Evanghelie ni se spune în Ioan 5:30, în capitolul 6:39, nu caut să fac voia mea, ci caut ca să fac voia Tatălui care m-a trimis. Dacă Domnul Iisus Hristos a încercat să facă voia lui Dumnezeu, cu cât mai mult chemarea noastră este ca să în fiecare zi să încercăm să facem voia lui Dumnezeu. Poate de multe ori ne întrebăm care este voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, în situațiile care suntem acum, care este voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Vrea Dumnezeu să mergem înainte, vrea Dumnezeu să luăm dreapta, vrea Dumnezeu să luăm stânga? Și de multe ori ne lovim de parcă de un zid și nu știm ce să facem. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca în această vreme să ne apropiem de cuvântul lui mai mult.
O modalitate în a cunoaște voia lui Dumnezeu este ca să citim mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu, prin situația prin care trecem, prin challenge-ul pe care trecem, prin pandemia care trece, ne-a dat posibilitatea multora să stăm acasă cu familiile noastre, să petrecem mai mult timp împreună cu copiii, să petrecem mai mult timp împreună cu soțiile noastre, să ne adicim mai mult în cuvântul lui Dumnezeu și să începem, poate, să zidim un altar în familia noastră. Acest lucru ne va deschide ochii și vom vedea mai bine ceea ce Dumnezeu vrea din viața noastră, ceea ce Dumnezeu vrea ca și plan pentru viața noastră. Și prin aceasta vom cunoaște care este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu este un three-step plan pe care facem A, B, C or 1, 2, 3. Voia lui Dumnezeu se descopere prin viața noastră atunci când vom citi cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ne vom apropia de cuvântul lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu ne se descopere atunci când ne rugăm înainte lui Dumnezeu să ne descopere voia Lui. Voia lui Dumnezeu ne se descopere atunci când postim înainte lui Dumnezeu. De aceea, această perioadă cred că este o perioadă pentru noi în a ne apropia de Dumnezeu și a face în continuare voia lui Dumnezeu. Face în continuare ceea ce Dumnezeu vrea din partea noastră. Și Dumnezeu va fi Cel care va binecuvânta viața noastră dacă căutăm să facem voia Lui. Un al doilea lucru pe care l-am învățat și a doua idee pe care aș putea să o desprind din acest text este că Dumnezeu cunoaște ceea ce se va întâmpla mâine. Dumnezeu cunoaște circumstanțele, Dumnezeu cunoaște ceea ce este în jurul nostru, Dumnezeu cunoaște ziua de mâine, ziua de poimâine, într-un an, într-o lună, Dumnezeu cunoaște ceea ce va fi. Lumea este plină de frică în această perioadă și cred că este important ca să știm că avem un Dumnezeu care nu numai că știe ce am făcut, dar cunoaște și viitorul nostru. Domnul Iisus Hristos preîntâmpină situația pe care ucenicii urmau să o aibă atunci când vor dezlega măgărușul. În versetul 31 le spune că dacă vă va întreba cineva de ce dezlegați măgărușul, să-i spuneți așa. Versetul 33 ne spune că atunci pe când dezlegau eu măgărușul, stăpânul l-a întrebat de ce dezlegați măgărușul. Vedem că Domnul Iisus Hristos știa dinainte întrebările care se vor pune. Cred că în viața noastră Dumnezeu știe dinainte întrebările pe care noi le punem. Și poate câteodată nu avem răspuns la cuvântul lui Dumnezeu, nu avem răspuns la întrebările pe care ni se pun. Poate căutăm să găsim răspunsul, poate căutăm să găsim soluții pentru situația în care suntem. Dar eu cred, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că și Dumnezeu cunoaște prezentul, trecutul și viitorul. În Psalmul 139 ne se spune în felul următor: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătruz gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă și, Doamne, Tu îl știi în totul. Poate în această perioadă de pandemie, această perioadă de strâmtorare, când unii dintre noi poate nu mai pot să iese afară din casă, Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem mai mult de El, să ne încredem mai mult în El, să credem că El are viitorul nostru în mâna Lui. Da, am auzit vești tragice, am auzit oamenii al lui Dumnezeu care au murit de această pandemie, am auzit oamenii al lui Dumnezeu care s-au îmbolnăvit de această pandemie, care bântuie, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, parcă molima care bântuie ziua și ciuma noaptea. Dar știm că este un Dumnezeu care a creat toate lucrurile, este un Dumnezeu care este în control tuturor lucrurilor și datoria noastră ca și creștini este să ne apropiem de Dumnezeu. De aceea vreau să vă încurajez și mă încurajez și pe mine cu cuvântul lui Dumnezeu care îmi spune că să mă încred în Dumnezeu, că și Dumnezeu ne cercetează, Dumnezeu ne cunoaște, Dumnezeu ne știe, Dumnezeu știe ce va fi mâine. Este o cântare care spune că eu nu știu ce va fi mâine, dar Dumnezeu știe ce va fi mâine. Avem un Dumnezeu care ne vindecă, un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Nu este cei care am venit din România și am experimentat lipsurile din România. Nu sunt lipsurile de care ne-am lovit atunci când am fost copii, când stăteam la cozi infernale pentru mâncare. Putem încă să mergem la magazin, da, este mai puțin, mai multă restricție. Și cum am spus mai devreme, cine s-ar fi putut gândit că în America, în această țară unde este așa de multă mâncare, unde este așa de multă binecuvântare, este o țară așa de puternică, totul să everything to come to a halt. Dar avem un Dumnezeu care spune căci opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Poate este timpul ca să ne oprim
să recunoaștem autoritatea și atotputernicia lui Dumnezeu în viața noastră, în familia noastră, în țara noastră și oriunde am fi, să ne încredem mai mult în Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos știa ceea ce se va întâmpla cu măgărușul, știa întrebările pe care oamenii vor avea. De aceea, în preîntâmpinare, le spune ucenicilor, dacă vă întreabă stăpânul, ce veți face, de ce dezlegați măgărușul, să-i spuneți lucrul acesta. Poate de multe ori când suntem întrebați de ce facem anumite lucruri, poate de multe ori când suntem, ne întrebăm de ziua care va veni, cuvântul lui Dumnezeu este un izvor de binecuvântare, un izvor de înțelepciune, un izvor de cunoștință care ne dă de multe ori răspunsuri la întrebările noastre. De aceea, așa cum am spus și mai devreme, haideți să ne adâncim mai mult în cuvântul Dumnezeu și cu cât ne adâncim mai mult în cuvântul Dumnezeu, cu atât vom cunoaște mai mult căci Dumnezeu ne poartă de grijă. Cei care au trecut prin situația financiară din 2009, 2008, 2009, 2010, am văzut că și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Da, poate am pierdut case, am pierdut mașini, am pierdut bani, dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă și au trecut și a fost 10 ani de binecuvântare. Și știu că și Dumnezeu din nou va aduce această binecuvântare, Dumnezeu din nou va redeschide porțile, Dumnezeu din nou va redeschide porțile bisericilor ca să ne putem întâlni și va deschide din nou familia noastră, dar în timpul acesta Dumnezeu ne cheamă să stăm aproape de El, să ne apropiem de El împreună cu familia noastră, să zidim un altar împreună cu El, să ne rugăm împreună cu familia noastră, să citim cuvântul lui Dumnezeu împreună cu familia noastră și atunci când familia se vor întări, biserica va fi și mai puternică. Al treia lucru pe care l-am învățat și a treia idee pe care aș vrea să o desprind din textul acesta este că toate lucrurile își au vremea lor. Este interesant că măgărușul era acolo exact la momentul în care Domnul Iisus Hristos avea nevoie de el. Și dacă citim cuvântul lui Dumnezeu din Eclesiast 3, spune că fiecare lucru este bun la vremea lui. Mă gândesc de întâmplarea pe care trece, din pandemia pe care trecem și mă gândesc, oare lucrul acesta este bun? De ce a venit? De ce este timpul acesta? Poate nu ne-am apucat să ne punem destul de merinde deoparte, poate nu am apucat să cumpărăm destule lucruri ca să le punem deoparte, să ne pregătim pentru lucrul acesta. Dar eu știu că Dumnezeu niciodată nu întârzie și Dumnezeu niciodată nu vine prea devreme. La fel și noi, când suntem chemați să facem ceva, Dumnezeu are un timp și o vreme pentru chemarea. Dacă suntem chemați să slujim lui Dumnezeu în situația în care suntem, este un timp și o vreme ca să slujim, pentru că atunci Dumnezeu ne-a dat această posibilitate și ne dă putere. Mă gândesc la o întâmplare când Domnul Iisus Hristos îi se dă o veste și se spune că, uite, Lazar, prietenul tău este bolnav. Cuvântul meu spune că Domnul Iisus Hristos a întârziat puțin și până Lazar a murit. Și când se îndrepta spre casa lui Lazar, a Mariei și a Martei, îi se trimite o veste, Doamne, prietenul tău a murit, ai venit prea târziu. La care Domnul Iisus Hristos, de fapt, spune, nu, eu n-am venit prea târziu. Și n-a venit prea târziu pentru că merge Domnul Iisus Hristos și nu numai că îl vindecă pe Lazar, ci face mult mai mult, îl scoală din mormânt și îl înviază. Mă gândesc de multe ori, dacă am fi fost în situația Martei și a Mariei, nu am fi spus noi că Domnul Iisus Hristos a venit prea târziu? Cred că am fi fost ca și ele și am fi spus lucrul acesta. Dar Domnul Iisus Hristos a venit chiar în timpul în care trebuia să vină. Cuvântul Dumnezeu ne spune despre intrarea în Ierusalim că a fost o vreme, a fost chiar înainte de Paște. În viața noastră, Domnul Dumnezeu și Tatăl nostru lucrează într-un anumit fel și într-o anumită vreme exact când trebuie și El niciodată nu greșește în ceea ce face. La fel cum am spus și noi și mai devreme, este timpul acesta Dumnezeu ni l-a dat și cred că pentru fiecare dintre noi este să ne apropiem mai mult de familie, poate să to pull back, pentru că nu mai putem poate lucra așa mult, to pull back, să spenduim poate mai mult timp cu copiii, mai mult timp cu soțiile, mai mult timp cu soții noștri și ca să putem să închegăm această relație, să fie o familie mai puternică. Haideți să folosim acest timp în a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Haideți să folosim acest timp în a fi mai aproape de Dumnezeu, de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, de a petrece timp în rugăciune mai mult, de a posti, de a avea o relație mai puternică cu Dumnezeu. Al patrulea și ultimul lucru pe care aș vrea să îl împărtășesc și pe care l-am învățat în această zi este că Domnul Iisus Hristos atunci când a intrat în Ierusalim a plâns. Mă gândesc în această seară, în această zi, dacă Domnul Iisus Hristos intră în viața noastră, care este reacția Lui?
Ce reacție ar avea el? S-ar bucura de situația care suntem? S-ar bucura de faptul că suntem aproape de El? S-ar bucura de faptul că ne-am apropiat de El în această perioadă? S-ar bucura de faptul că suntem mai buni, suntem mai credincioși Lui? Ori ar face așa cum făcea Ierusalimului și începe să plângă pentru ea. Și cuvântul Dumnezeu spune că și dacă ai fi cunoscut tu măcar astăzi lucrurile care îți dau pacea, dacă ai fi cunoscut tu astăzi ziua cercetării, aș vrea ca fiecare dintre noi să cunoaștem că astăzi este ziua cercetării. Și dacă cumva în momentul acesta Domnul Iisus Hristos intră în familia noastră, că Domnul Iisus intră în căminul nostru, aș vrea ca reacția Lui să fie una de bucurie, una în care noi ne apropiem de El, în care vede că noi am luat această posibilitate să ne apropiem mai mult de El, să citim mai mult Cuvântul Lui Dumnezeu, să ne adâncim mai mult în a cunoaște, în a petrece timp cu El, pentru că într-o zi vom pleca toți în veșnicie. Da, este tragic lucrul acesta pentru cei care rămân și cred că este important să luăm acest timp, această vreme, să ne gândim, Doamne, dacă Tu intri în casa mea, dacă Tu intri în familia mea, ce vei găsi acolo? Te vei bucura de ceea ce este în familia mea sau te vei întrista, vei plânge sau vei fi plin de bucurie? Aș vrea să rămân la aceste lucruri și să ne gândim în primul și în primul rând căci suntem chemați să facem voia lui Dumnezeu, așa cum Domnul Iisus Hristos a făcut-o. În al doilea rând, știm că Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Știm că ceea ce se va întâmpla, noi nu putem controla, dar Dumnezeu cunoaște toate lucrurile acestea. De asemenea, știm că fiecare lucru este bun la vremea Lui, este un timp pentru orice, un timp în care ne putem apropia de Dumnezeu. Și în al treilea rând, în al patrulea rând, adică, dacă Domnul Iisus Hristos intră în casa noastră, ce va găsi El, bucurie sau pace? Aș vrea să închei aici mesajul meu în această zi și o să rog pe Paul să mai cânte o cântare și după aceea aș vrea să încheiem acest program diferit, poate puțin straniu, dar nu înainte de a menționa câteva nume pentru care să ne rugăm. Și am primit un mesaj pe telefon pentru câțiva care cred că cer rugăciunea noastră și sunt bolnavi. Fratele Iosif Ozan este în acest text că este bolnav. Fratele Potra împreună cu sora Potra sunt bolnavi. Fratele Petra este bolnav. Familia Manea este bolnavă. Sora Crișanotilia este bolnavă. Am primit și un text de la fratele meu săptămâna trecută. Era un video cu fratele Cornel Raica, unul din lideri de tinere din Seattle, bolnav de coronavirus în spital. Aș vrea să-l putem și pe în rugăciune, să purtăm în rugăciune pe cei care trec prin suferință, cei care suferă de acest virus, nu numai în țara aceasta, ci în România, să ne rugăm pentru familiile noastre, cei care au rude departe, mă gândesc la Aura care are părinți acolo, la Paul care are părinți și sora acolo, să continuăm să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să treacă cu bine prin această perioadă și noi să trecem prin credință și Dumnezeu să ne păzească. Și dacă noi ne va păzi, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, căci avem un Dumnezeu care este bun față de noi, un Dumnezeu care are milă de noi și un Dumnezeu care este întotdeauna cu noi, chiar dacă vom trece prin api adânci, Dumnezeu este cu noi. Amin. Paul, dacă poți să căți o cântare. Fi o zi cu soare, poate fi o zi cu nori, însă știu că îngrijorarea să las va trebui. Dumnezeu și îndurarea ne te va dăinui. Nu
poști, ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul tău. Voi urca trepte de aur către cum de har ceresc și zăresc măreț te zaud. Oare când îl dobândesc un loc de strălucire cu curbeu păuritor, unde voi fi nemurire cu al meu mântuitor. Nu poți ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Ce va fi e taină mare, s-ar putea să fiu sărat, s-ar putea să n-am mâncare, sau să n-am ce sembra. Pentru flori și păsărele Dumnezeu e Tată bun, și eu vreau prin orice valuri să-i supun. Nu poți ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Nu poți ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Doamne Dumnezeul nostru, așa cum am cântat, noi nu știm ce va fi mâine, Doamne, dar știm, Doamne, că Tu ești în controlul tuturor lucrurilor, Doamne. Știm, Dumnezeul nostru, că Tu ne porți de grijă. Vrem să-Ți mulțumim, Doamne, că în această zi, Doamne, a fost cu noi, Te-am putut lăuda, Doamne, am putut să vorbim din cuvântul Tău, să avem părtășii așa numai trei cât suntem aici, Doamne. Dar vrem, Dumnezeule, ca mesajul nostru să răsune departe, Doamne, să îmbărbăteze, să întărească. De aceea îți mulțumim, Doamne, că ai fost cu noi și ești cu noi în fiecare zi, Doamne.
Noi suntem copiii Tăi, Doamne, și vrem să ne apropiem mai mult în fiecare zi, să cunoaștem mai mult pe Tine, Doamne, să știm mai mult despre Tine, Doamne, să predicăm, să vorbim cuvântul Tău, nu numai prin vorbe, dar și prin faptele noastre, Doamne, să ne închinăm mai mult Ție, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeu bun și plin îndurare, Doamne. Știu, Doamne, că-și vor veni vremuri mai bune, Doamne, știu, Doamne, că-și vor veni vremuri în care ne vom bucura din nou, vor veni vremuri în care ne vom putea, Doamne, din nou bucura împreună în părtășie, în cântare, în laudă, Doamne. Ce poate dorim așa de mult lucrul acesta și știm că Tu vei aduce din nou, Doamne. Doamne Dumnezeule, în această seară vreau să aduc și anumite probleme și anumite cauze înaintea Ta. Am primit un text și anumiți frați și surori care sunt bolnavi. Mă rog, Doamne, pentru fratele Iosif Ozan, Doamne, care este bolnav în spital, ca Tu să-i porți de grijă, Doamne. Doamne, Tu să Te atingi de el în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, și să-l vindeci, pentru că Tu ești Dumnezeu care ai putere, Doamne. Tu nu Te schimbi, nu ești Dumnezeu diferit în vechime, nu ești Dumnezeu diferit astăzi, ci ești același ieri, astăzi și mâine și Tu ai putere, Doamne. Mă rog, Doamne, pentru fratele Potra, Doamne, pentru sora Potra, Doamne, mă rog, pentru fratele Petra, Doamne, mă rog, pentru Dumnezeu, pentru familia Mania, pentru sora Otilia Crișan, Doamne. Doamne, mă rog pentru cei din Seatre, Doamne, pentru Cornel Raica, Doamne, pentru toate cauzele care sunt, Doamne. Nu le cunosc pe toate, Doamne. Mă rog, Doamne, pentru cei care la care au avut un doliu în familie, care sunt bolnavi, Dumnezeule, în urma acestui coronavirus, Doamne. Mă rog pentru toți, Doamne, ca și Tu să-i porți în mâna Ta, Doamne. Noi nu-i cunoaștem, Dumnezeu, nu cunoaștem, Doamne, cum îi cheamă pe toți, dar Tu-i cunoști pe fiecare în parte și îți mulțumim, Doamne, că le porți de grijă, îți mulțumim că Tu-i cunoști, Doamne. Noi ne rugăm, Doamne, nu prin puterile noastre, ci știm, Doamne, că și Tu poți să faci lucrul acesta. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că numai prin El avem trecere înaintea Ta, numai prin El putem să mergem înainte, numai prin El putem să mergem în față, Doamne, numai prin El putem să trăim, Doamne, să nu disperăm în situația în care suntem. Dă-ne, Dumnezeule, putere, dă-ne înțelepciune, Doamne, dă-ne curaj, Doamne, și ne credință, Doamne, căci Tu ne vei binecuvânta, vei fi în continuare cu noi, Doamne, și vei aduce, Dumnezeule, vremuri mai bune, Doamne, vremuri mai bune, Doamne, ne vei trece de această boală, ne vei trece de aceste lucruri, Doamne, și ne vom putea bucura, ne vom putea înapoi, uita înapoi și ne vom putea, Doamne, să ne întărim credința, Doamne, căci Tu ai fost cu noi. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, că ne asculți în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Îi mulțumesc lui Paul care a cântat, Tony care este la stație și aici se încheie micul nostru program care a fost foarte diferit de ceea ce facem noi de obicei. Dumnezeu să vă binecuvinteze unde sunteți, să vă păzească de această pandemie, să vă păzească de molimă, de ciuma care bântuie toată ziua și să ne păzim și noi de ea, cum putem. Amin.